Martie au fost și pentru mine era cel mai frumos experiență care am avut până acum în cariera mea de patinaj. M-am calificat de puncte, că trebuie un specific puncte să pot să concurez acolo și am obținut punctele aia la alte Grand Prix-uri care au fost în sezon. Și după aia am concurat la naționalele, unde am câștigat titlul. Am participat pentru România la mondialele de junior și la toate altele competițiile internaționale și Grand Prix-uri. Nu am putut sezonul ăsta să concurez până acum la competițiile internaționale, că am avut un accident la șol care era foarte greu să recuperez. S-au adunat multe căzituri și nu știu ce, și după aia m-a durut. Și fac înainte tratamente să pot să particip la naționalele al România în februarie, care vine chiar acum, și să sper să merg la mondiale de junior în 2018, care vine în martie încă o dată. The next skater voi accueillir la prochaine patineuse representing Romania, Amanda Stan. Good luck, we'll rock, honey, shake hands with you.